Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi am zis să vă arăt și o situație mai interesantă. Această colonie s-a întâmplat în felul următor. Acum 2 săptămâni am găsit boci, nu multe, vreo 2. Și le-am stricat, am zis că e vreo eroare, da? Se pare că n-a fost nicio eroare. Și iată, după 2 săptămâni găsim iară boci căpăcite. De data aceasta o să le las. Suntem în august. O să vă arăt și botca cum arată. Încerc să nu o răstor. Iată aici, în partea de jos. Se spune că bocile de schimb liniștit sunt pe centru, dar se mai pune și pe margini fără nicio problemă. O să o las de data aceasta. Aici mai era o tentativă. Nu e căpăcită, cu a pornită. O lăsăm în pace. Aceste mărci se numesc și anecbalictice. În trecut se numeau colonii bolnave. Fiindcă colonia schimbă matca dacă această matcă nu corespunde. Și atunci se consideră o colonie bolnavă. Acum nu trebuie să ne gândim la nu știu ce boli. E o problemă. Această matcă o în felul următor. Ia uitați. Deci, nu știu de ce o schimbă. Ar trebui să o împușc în capul albina aceasta. Ia uitați ce puiet are aici. Și am aici 2 boci foarte frumoase. Ia uitați ce boci. Dita mai boci. Deci schimb liniște. Deci are 2 boci. Acum ce putem face? Ar trebui să profit. Dar eu nu-mi doresc aceste măci anecbalictice sau de schimb liniștit. Deci am găsit 2 boci la această colonie. Cam 2, 3, maxim 4 de obicei. O să mă mai uit și pe ramele celelalte. Aici puiet larvar foarte frumos, nu e nicio problemă. Un comportament ok. Stau și mă gândesc dacă o să fac măci din ele. O să mă duc și caut acum un loc unde să pot pune această botcă. Las o botcă și una vreau să o iau. Aici nu mai are puiet. S-a întâmplat ceva cu mătcuța respectivă de vor să o schimbe. Cu toate că această matcă depune încă foarte bine ouă. Așa. Vedem ce. Dacă mai găsim o botcă, ar fi ideal. Da, uitați, mai e una aici. Început acum, deci are 3. Cam asta e o problemă, aș putea să le las. Dar am o situație unde pot să profit de aceste boci. O să le duc am 2 nuclee formate târziu din cauza că la o unificare n-a reușit și le-am transformat în nuclee. Atunci eu aceste boci o să le duc acolo.
Deci 3. 3 în total. Mă duc ca să fac această lucrare. Să am în vedere că acestea sunt boci de schimb liniștit. Deci cum o să procedez? Simplu. O să iau pur și simplu bocile, le mut în alt stup, acolo unde au pornit ele boci de salvare, or să fie acestea numai bune. Și alea de salvare au fost multe, dar acum am această ocazie să îi dau boci de schimb liniști. Și le vom nota într-un caiet și vom ști de el. Bun. Cam asta vom proceda. Deci iată o problemă. Până data viitoare, numai bine.